Corina Mihaela Roman Din afara corpului Capitolul 6 Ajutor Și de data aceasta am știut că ceva mă așteaptă, simțind vibrațiile în corp, dar am sperat să nu se întâmple. De aceea am și închis ochii convinsă că un somn odihnitor va câștiga fără luptă. Ieșită din corp, rămână poziția acestuia, privindu-mi soțul, care la marginea patului fiind, caută ceva pe laptop sau lucrează ceva pentru serviciu. De data aceasta, teama mea, despre care îți pot spune că în afara corpului percep diferit, o percep a fi gând, idee, atinge cote maxime. Încep să-i vorbesc fără ca el să mă audă. Ajutor, ajută-mă, te rog, nu mai știu să mă întorc, am să mor, te implor, ajută-mă. Niciun răspuns, și mă resemnez. Încă nu înțeleg de ce nu mă aude nimeni și nu mă pot împăca cu această idee. Îmi privesc soțul și îmi dau seama din acest plan că suntem două realități cu diferențe de vibrație, pentru că eu sunt atât de reală și corpul meu nu e decât o cochilie. Mă resemnez, asta e, dar resemnarea mă aduce în corp și clar nu în toate mințile. Nu știam să mai trăiesc. Îmi doream să nu îmi fie frică. Îmi doream să știu dinainte rolul a toate acestea. Destinația lor și mai ales. De ce mie? De ce mi se întâmplă mie? Îmi propun mult curaj și mă păcălesc singură ca am câștigat bătălia cu frica. Și îmi e clar că sunt singură în toate acestea. Adică nimeni în afara mea nu mă poate ajuta. Sunt eu față în față cu Dumnezeu și da, trebuie să mă curăț pentru a vedea limpede adevărul pe care dintotdeauna l-am cerut. Tare lungă îmi pare viața până la momentul în care îmi voi da seama cât de scurtă a fost. Și când mă gândesc câtă iubire este dincolo de frica de moarte...